Decizia conducerii centrale a PNL de a accepta un candidat PSD la președinția CJT și intenția de a dizolva biroul permanent județean al PNL Timiș l-a determinat pe Dănuț Grosa să renunțe la funcția de secretar general al filialei. Categoric nu, demisia mea a fost ca urmare a deciziei conducerii PNL de la nivel național de a-l demite pe Alin Nica, pe de o parte, și pentru că nu avem șansa să avem candidat la Consiliul Județean din partea PNL. Este o decizie profund nedreaptă. N-am crezut vreodată că o să trăim în politică vremuri de genul ăsta. Iar eu am făcut parte dintr-o echipă împreună cu Alin Nica, împreună cu ceilalți colegi și am muncit timp de 4 ani de zile astfel încât să avem prima șansă la Consiliul Județean și să ne batem cu șanse reale la primăria Timișoarei și să obținem 50% din primarii județului Timiș. Dănuț Groza este de părere că alianța PSD-PNL formată la nivel național nu a adus niciun beneficiu liberalilor. În județul Timiș 100% are PSD-ul mai multe beneficii din moment ce noi nu avem dreptul să candidăm. Noi am avut președintele Consiliului Județean în funcție și toate sondajele de opinie ne-au arătat că vom câștiga cu siguranță Consiliul Județean în 9 iunie. Este foarte clar că este un mare avantaj oferit PSD-ului, un mare avantaj în sensul în care, practic, se încearcă oferirea pe tavă a funcției de președinte a Consiliului Județean celor de la PSD. Tot mai mulți primari și viceprimari PNL sunt nemulțumiți de actuala situație a partidului, iar ca răspuns la nemulțumirile lor, au ales altă organizație. Groza nu exclude nici el plecarea din PNL. Nu am luat încă o decizie în acest sens. O să discut cu ceilalți colegi primari, o să te fac o discuție și cu organizația locală de la Sân Nicolau. Nu am luat încă o decizie, dar privind la ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, nu sunt motive importante pentru a rămâne în continuare la PNL. Până la alte schimbări, Dănuț Groza este convins că va câștiga primăria Sân Nicolau Mare împreună cu echipa sa.